Vreau mai întâi să trecem puțin prin ordinea cronologică, ordinea profetică a evenimentelor sfârșitului. Probabil o să dau și câteva referințe biblice legate de această ordine și apoi voi avea un cuvânt de spus despre motivul pe care Dumnezeu îl are, de ce a așezat lucrurile în această ordine. În primul rând, și sper cât de cât să se poată vedea, oricum o să spun ce scrie pe ecran, eu văd destul de bine de aici, pe ecranul din fața mea, probabil și dumneavoastră puteți deosebi ceea ce scrie. Sfârșitul, vremea sfârșitului, începe cu restaurarea lui Israel. Și aici am un lucru de spus. Când Domnul Iisus Hristos a venit în lume, când Domnul Iisus s-a născut, odată cu Domnul Iisus Hristos a început generația în timpul căreia aveau să se împlinească toate profețiile cu privire la nimicirea Ierusalimului și împrăștierea lui Israel în diaspora milenară. Domnul Iisus Hristos, atunci când s-a născut, a venit la ai săi, a venit la Israel. Venirea lui în lume a fost prorocită în Vechiul Testament. Israelul a fost avertizat să aibă mare grijă ca la venirea lui Mesia să nu cumva să fie lovită țara cu blestem. Ăsta este motivul pentru care înaintea Domnului Iisus Hristos a venit Ioan în duhul și puterea lui Ilie ca să pregătească țara pentru venirea Domnului. În loc să-l primească, în loc să-l accepte, Israelul de atunci l-a respins, l-a batjocorit, au blasfemiat împotriva lui și l-au dat la moarte. Și datorită acestui lucru, n-a trecut generația Domnului Iisus Hristos, care s-a născut în jurul anului 1, care a început în jurul anului 1, nu s-a stins acea generație până nu s-au adus la îndeplinire toate prorociile împotriva lui Israel. În Matei 24, semnul care ni se dă este înfrunzirea lui Israel, învierea lui Israel ca stat pe harta lumii. Și Domnul spune: după cum n-a trecut prima generație la venirea Domnului Iisus Hristos până nu s-au împlinit prorociile cu privire la dărâmarea, nimicirea Ierusalimului, lepădarea pentru o vreme a lui Israel, așa nu va trece acest neam de oameni. Care neam? Care începe cu semnul. Semnul a fost Hristos pentru Israel, semnul este Israel pentru biserică, nu trece neamul acesta de oameni, spune Domnul Iisus în Matei 24, până nu se vor întâmpla toate aceste lucruri, anume sfârșitul lumii. Restaurarea lui Israel este primul eveniment care declanșează ciclul profetic al sfârșitului. Odată cu restaurarea lui Israel, în perioada restaurării lui Israel, în secolul restaurării lui Israel, observăm începutul durerilor. Aici se suprapun Matei 24 cu Apocalipsa 6, acestea fiind primele șase peceți. Începutul durerilor înseamnă accelerarea
problemelor, crizelor cu care se confruntă omenirea. Pe fondul acestor crize, cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește despre instaurarea lui Anticrist. Dragii mei, suntem foarte aproape. Suntem foarte aproape. Lumea aceasta este coaptă, coaptă, coaptă pentru un om care să promită rezolvarea tuturor crizelor. Dumneavoastră, priviți în întreaga lume și peste tot vedeți crize. Se părea însă că America este o țară cu mintea întreagă, întreagă la minte. Că și aici sunt probleme, nu se pot compara cu restul lumii. Ne-am uitat la invazia musulmană a Europei în anii trecuți. Am dat din numeri, am zâmbit sarcastic și am spus, europenii ăștia, în America nu ține. Ne uităm și vedem ce se întâmplă în țara asta, în zilele acestea, ce se întâmplă pe străzile orașelor din țara aceasta și ne dăm seama că avem de-a face cu crize existențiale ale națiunii americane, crize existențiale ale lumii întregi, pe care nu le poate rezolva Organizația Națiunilor Unite, pe care nu le mai poate da, la care nu le mai poate da de cap nici forța militară a Americii, nici legea și ordinea acestei țări, despre care credeam că e un zid de beton. Nu-și poate permite nimeni să miște în front aici. Partidele politice sunt neputincioase, liderii politici sunt neputincioși. Lumea aceasta așteaptă de undeva un eliberator. Un om care să aducă pacea. Pe fondul acestor crize fără răspuns, la începutul durerilor, acum când s-au accelerat și s-au intensificat, cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește despre instaurarea lui Anticrist. Când vine călărețul acela, arcașul acela, pe un cal alb, care merge să biruiască. Nu este Domnul Iisus Hristos acolo, este Anticrist, uzurpatorul. Ce se întâmplă atunci când vine Anticrist? Mai întâi face un legământ de pace cu mulți în care include Israelul. Știți că Israelul este punctul nevralgic al istoriei. Toată lumea se împiedică de Israel. E o țărișoară mititică, mică mititică. Nimeni nu poate trece pe lângă ea fără să se împiedice de ea. Este mărul de discordie al lumii. Anticristul vine cu un legământ de pace despre care vorbește profetul Daniel. Urmează teroarea lui Anticrist. Anticrist instaurează un regim de teroare. Identifică și nominalizează grupuri și segmente sociale care sunt cauza crizelor. Vă rog să vă uitați în lumea de astăzi, în America, în țara creștină, în bastionul de rezistență al creștinismului. Ies oamenii în stradă, dărâmă, ard, fură, ucid și sunt aplaudați. Sunt numite proteste pașnice. Suntem la biserică și reprezentăm un factor de dezordine socială. Suntem citați că am provocat dezordine socială. Magazinele de lichior sunt esențiale. Centrele de avort sunt esențiale. V-am spus,
M-am hotărât să pun, dacă mai avem probleme cu ăștia, un afiș mare pe biserică. Și n-am să spun servicii divine, duminică de la 9 și de la 6. Am să spun adunări de protest. Dăm și noi foc la ceva în fața bisericii. Punem un cazan și îi dăm foc. Facem și noi ceva. Vedeți că atunci poate că ne lasă în pace. Frați și surori, Anticristul doar promite pace, dar el aduce teroare. Și teroarea lui Anticrist culminează cu o persecuție globală împotriva Bisericii Domnului Iisus Hristos. Citim asta în Daniel, puterea poporului sfânt zdrobită aproape de tot. Citim asta în Apocalipsa, citim asta în Romani, citim asta în Tesaloniceni. Teroarea lui Anticrist este urmată de provocarea lui Anticrist. Să știți că Anticrist întâmpină opoziție. Și cea mai mare opoziție pe care o întâmpină Anticrist sunt cei doi martori. Nu vorbim despre ei în această seară, pentru că vom avea o lecțiune separată despre cei doi martori. Cuvântul lui Dumnezeu spune că îi dau bătăi de cap lui Anticrist 3 ani și jumătate. În timp ce își face de cap în toată lumea, de ăștia doi martori nu se poate atinge. Ei fac să coboare foc din cer împotriva celor care vor să le facă rău, transformă apa în sânge, vom vedea și vom vorbi despre identitatea acestor doi martori. Dar cea mai mare provocare pe care Anticrist nu și-o poate explica și cel mai mare tăvălug pe care nu îl poate opri este evangelizarea globală. Dragii mei, lumea aceasta, și asta e responsabilitatea noastră, în timpul prigoanei globale va cunoaște cea mai intensă campanie de evangelizare, de mântuire a sufletelor în istoria omenirii, comparabilă procentual doar cu biserica primară. Nici trezirile spirituale din secolele trecute nu se vor compara cu evangelizarea globală prin care milioane și milioane de oameni se vor întoarce la Domnul Iisus Hristos. Pentru că Apocalipsa 7 ne vorbește de o mulțime care nu poate fi numărată. Și la întrebarea de unde vin? Din necazul cel mare. Evangeliștii necazului cel mare, nu știu, 144.000, nu scrie nicăieri treaba asta, sunt fantezii. Nu există așa ceva. Trimiși în puterniciția lui Dumnezeu pentru evangelizarea lumii sunt pocăiții, este Biserica Domnului Iisus Hristos. Și eu cred din toată inima că pe lângă faptul că vom fi persecutații lui Anticrist în perioada aceea, vom fi evangeliștii lumii. Să ne ajute Dumnezeu să fim de pe acum. Astea sunt provocările lui Anticrist. Descoperirea lui Anticrist. Vine un moment în care Anticrist își dă arama pe față. Biserica e conștientă. Biserica e conștientă. Biserica nu e în întuneric, spune în Tesaloniceni. Biserica nu e luată prin surprindere. Hristos va veni ca un hoț pentru lume. Nu pentru biserică. Să știm lucrul ăsta foarte bine, spune în Tesaloniceni, așa. Cum are loc descoperirea lui Anticrist? Profanarea templului. În Tesaloniceni, cuvântul lui Dumnezeu spune că venirea Domnului, strângerea noastră la oaltă cu El,
Și apoi mânia lui Dumnezeu, ziua lui Dumnezeu, nu va veni înainte ca să se descopere omul fără de legii, să-și dea rama pe față, să intre în templu și să se dea drept Dumnezeu, să profaneze al treilea templu. Asta ne face să credem că parte din legământul de pace este rezidirea templului, al treilea templu. Bineînțeles, Israelul se trezește, îl respinge, rămășița, rămâne o rămășiță, pentru că atunci când anticrist este provocat, se năpustește asupra lui Israel, vom vorbi asta când ajungem la Apocalipsa 12, rupe legământul de pace și urmează necazul lui Iacov. În perioada aceasta are loc pecetluirea celor 144.000 din Apocalipsa, capitolul 7. Și răpirea bisericii. Răpirea bisericii o găsim împrăștiată în cartea Apocalipsei, găsim imagini ale răpirii în Apocalipsa 7, în Apocalipsa 10, în Apocalipsa 11, în Apocalipsa 12 și așa mai departe. Vom vorbi despre aceste lucruri. De fapt, și aici la răpirea bisericii aș vrea să menționez acest lucru, în cartea Apocalipsei găsim trei femei. Sunt trei femei în cartea Apocalipsei, simbolic vorbind. Este mireasa, biserica Domnului Iisus Hristos, îmbrăcată în haine de insubțire. Este femeia din Apocalipsa 12, care este Israelul, și este marea prostituată, despre care vom vorbi atunci când vom vedea că este judecată, este biserica apostată, biserica lepădată. Am putea să-i dăm numele Laodiceea, vărsată din gura Domnului. Aici este răpirea bisericii. După răpirea bisericii urmează necazul lui Iacov. Când femeia este fugărită în pustie, rămâne o rămășiță care va fi mântuită. Vorbim la vremea potrivită, când ajungem la Apocalipsa 12, despre lucrul acesta, necazul lui Iacov. Mânia lui Dumnezeu, imediat după răpirea bisericii, se dezlănțuie mânia lui Dumnezeu pe pământ. După cum v-am explicat în lecțiunile anterioare, când vorbim despre vremea sfârșitului, vorbim despre peceți, trâmbițe și potire. Mai trebuie să fim foarte atenți. Sunt 6 peceți, a 7-a pecete include trâmbițele. Sunt 6 trâmbițe, a 7-a trâmbiță include potirele. Cu alte cuvinte, mânia lui Dumnezeu, potirele, e cuprinsă. Mânia lui Dumnezeu e cuprinsă în a 7-a trâmbiță și în a 7-a pecete care cuprinde toate trâmbițele. De fapt, toată istoria sfârșitului este cuprinsă în cele 7 peceți. Mai accelerat, trâmbițele sunt parte din pecetea a 7-a. Mai accelerat și mai intens, mânia lui Dumnezeu, potirele, sunt parte din trâmbița a 7-a și pecetea a 7-a. Când are loc, când este vărsat al 7-lea potir, atunci se încheie și perioada potirelor și perioada trâmbițelor, pentru că a 7-a anunță, ultima trâmbiță anunță mânia lui Dumnezeu, potirele, a 7-a pecete când se rupe, deschide perioada trâmbițelor și a potirelor. Urmăriți lucrul acesta și îl veți vedea foarte clar explicat în cartea Apocalipsei,
în momentul în care vom vorbi în lecțiunile următoare despre trâmbița a șaptea, vom puncta lucrul acesta mai amănunțit. Mânia lui Dumnezeu. Ce înseamnă mânia lui Dumnezeu? Potirele. Ziua Domnului. Dacă vă uitați la potire, potirele reprezintă o perioadă de timp în care Dumnezeu trimite trăsnete și fulgere, nenorociri inimaginabile pe fața pământului. Atât de mari, când am vorbit despre trâmbițe, v-am spus că oamenii vor muri în procente foarte ridicate. Când ajungem la potire, puțin mai rămân în viață. Biblia spune că oamenii vor fi mai rar ca aurul. Știți că aurul nu-l găsești peste tot. Vom ajunge și acolo. Deci mânia lui Dumnezeu înseamnă potirele, înseamnă ziua Domnului. Condamnarea lui Anticrist și a prorocului mincinos în iad, aruncați în iazul de foc, arestarea Satanei este legat și ținut în adânc timp de 1000 de ani și, bineînțeles, după mânia lui Dumnezeu urmează domnia de 1000 de ani pe pământ. Când? Pământul a fost curățat, reînviorat, reabilitat. Domnul Iisus Hristos vine împreună cu mireasa în împărăția lui Israel. Își impune domnia pe pământ. Urmează 1000 de ani de înmulțire a oamenilor. Spune că când va muri unul la 100 de ani, va trece drept păcătos. Longevitatea va crește, prosperitate, pace, liniște. Spune că toate armele de război vor fi transformate în obiecte de muzeu. Atâta pace va fi încât animalele de pradă vor paște lângă animalele domestice. Timp de 1000 de ani. Vreau să fac o paranteză. Ați auzit la anumite imperii în istorie, mai ales mai recent, Hitler vorbea despre un Reich, despre o împărăție. Reich înseamnă împărăție. Hitler a vorbit de împărăție. De 1000 de ani. Asta e dorința diavolului. De a impune în lumea aceasta o împărăție de 1000 de ani, în care legea lui să fie respectată, urmată, dar el nu o face spre fericirea oamenilor, spre prosperitatea oamenilor, ci doar ca să se răzbune pe Dumnezeu, să-L ofenseze pe Dumnezeu. Domnia de 1000 de ani va fi opera Domnului Iisus Hristos. După domnia de 1000 de ani are loc dezlegarea Satanei. Ce înseamnă asta? Ultima rebeliune înșală din nou toți locuitorii pământului și mulți vor fi. Nimicirea dușmanilor, Domnul vine și nimicește toți dușmanii, are loc judecata finală. Atunci când diavolul va fi judecat, când toată lumea va fi judecată. Și în fine, după judecata finală, eternitatea. Vă rog să observați ordinea profetică a evenimentelor, potrivit cărții Apocalipsa, potrivit cărților profetice, potrivit epistolelor, evangheliilor. Asta este ordinea profetică a evenimentelor din generația sfârșitului și eu cred că este generația noastră. Le repet fugitiv și apoi vreau să spun ceva important, consider eu. Restaurarea lui Israel a avut loc în 1948. Începutul durerilor, accelerarea crizelor de tot felul. Urmează instaurarea lui Anticrist în regim de criză. Prin instaurarea lui Anticrist, legământul de pace, teroarea pe care o impune în lume, provocările cu care se confruntă, descoperirea sau mai degrabă demascarea lui Anticrist la profanarea templului, ruperea legământului. Are loc pecetluirea celor 144.000
reprezentative ai rămășiței pe care Dumnezeu o salvează din Israel, răpirea bisericii, urmează necazul lui Iacov, mânia lui Dumnezeu, potirele, ziua Domnului, condamnarea lui Anticrist și a prorocului mincinos și aruncarea lor în iazul de foc, arestarea diavolului, legarea diavolului, urmează domnia de 1000 de ani, după care are loc dezlegarea satanei, înșelarea omenirii, ultima mare rebeliune împotriva lui Dumnezeu, Dumnezeu își nimicește dușmanii, are loc judecata finală și urmează eternitatea în rai. Vremea sfârșitului. Vă mulțumesc frumos pentru slide. Vremea sfârșitului. Ce înseamnă pentru noi, fraților, pentru Biserica Domnului Iisus Hristos? Mai întâi, este o vreme de încercare. Încercarea aceasta este pentru întreaga lume și încercarea aceasta este pentru Biserica Domnului Iisus Hristos. Apostolul Petru spunea să nu vă mirați de încercarea de foc care a venit peste voi ca de ceva ciudat. Pentru că dacă aurul care piere totuși este încercat în foc, cu atât mai mult voi. Credința noastră trebuie încercată. Vreau să vă întreb un lucru. Cunoașteți nenorocirile care au venit peste Iov? Care este motivul pentru care Dumnezeu a îngăduit toate acele încercări și nenorociri în viața celui mai sfânt om de pe pământ? Pentru că diavolul l-a cerut să fie încercat. Știți ce spunea Domnul Iisus Hristos lui Petru? Satana v-a cerut să vă cearnă, dar eu m-am rugat să nu se piardă credința. Da, dragii mei, trebuie să vină în viața fiecăruia dintre noi un moment în care să se vadă dacă credința noastră e de adevăratelea sau e falsă. Trec peste o paranteză că mă pișcă limba să fac paranteza asta, dar trec peste ea. Și am să vă spun când Iov și-a dovedit neprihănirea și credința. El își descrie neprihănirea și Dumnezeu nu-l contrazice. În comparație cu toți oamenii de pe pământ, Iov avea dreptate. Ochii lui n-au privit unde nu trebuia. În inima lui n-a făcut planuri ale răutății. N-a nedreptățit pe nimeni, n-a furat pe nimeni, n-a înjosit pe nimeni. Și a luat lui Iov capitole întregi ca să-și justifice neprihănirea. De ce? Pentru că prietenii îl acuzau că trebuie să fie ceva în viața lui, e păcătos. A făcut el ceva să merite nenorocirile alea. Bineînțeles, când Iov a ajuns față în față cu Dumnezeu, s-a pocăit, s-a smerit, s-a mai așezat odată pe cenușă, că Dumnezeu, nu, că Dumnezeu nu te poți compara. Dar ascultați, frați și surori, niciodată Iov n-a fost mai neprihănit decât atunci când au venit solii unul după altul și au spus: ți-au perit urmele! Ți-au murit slujitorii, robii! S-au murit copiii. Și când s-a uitat și s-a văzut plin de bube, când Iov
a zis, Domnul a dat, Domnul a luat. Fie numele Domnului binecuvântat. Frați și surori, niciodată Iov n-a fost mai neprihănit ca atunci. Știu că l-ai slujit pe Dumnezeu o viață întreagă. Poate că ai venit de copil la biserică adus de părinți, poate că n-ai părăsit biserica niciodată, poate că n-ai făcut niciodată vreun păcătoi din ăla urât și mare, poate că te-ai ferit de minciună, de fur, de răutate, de stricăciunea din lumea asta. Poate că n-ai pus o picătură de alcool în gură, poate n-ai fumat niciodată, poate nu te-ai drogat niciodată, poate nu le-ai făcut pe astea niciodată. Și ai spune, nu ajunge? Nu-i destul? Și Dumnezeu spune, nu. Vreau să văd dacă vii la biserică și atunci când ți se interzice. Vreau să văd dacă mă lauzi și atunci când diagnosticul e cancer. Vreau să văd. Dacă rămâi statornic și atunci când te poate costa viața. Și chiar posesiunile. Frați și surori, avem de-a face cu un tăvălug periculos în societatea aceasta. Satanic. Se pune la cale răpirea posesiunilor voastre. Și știți ce spune Apostolul Tesalonicenilor? Ați acceptat cu bucurie răpirea averilor voastre. Pentru că dacă l-ați avut pe Hristos, o credință adevărată știe că dacă îi rămâne Hristos, are tot, indiferent cât de mult îi se ia. Vor veni forțe împotriva noastră cărora nu le putem opune rezistență, frați și surori. Dar în ziua în care nu ne vom lepăda de Domnul Iisus Hristos, în ziua aceea vom dovedi credința noastră că e autentică, e reală, e de adevăratele. Încercare. În al doilea rând, crizele și nenorocirile și prigonirile din vremea sfârșitului nu reprezintă doar o încercare, ci fac o deosebire între ceea ce este al Domnului și ceea ce nu este al Lui. Auziți, știți că astăzi este imposibil să facem această deosebire? Dați mie voie să fac deosebire? Vin eu acum în față și zic, tu da, tu nu, tu da, tu nu. Cât de subiectiv ar fi un asemenea act din partea unui om? Câtă discriminare, câtă răzbunare! Am pe cineva de care nu-mi place și spun, tu jos în iad. Că oamenii sunt în stare, până și pocăiții sunt în stare de așa ceva. Când nu le convine, când nu suportă pe cineva. Fraților, ar trebui să avem o inimă, că să dorim și dușmanilor noștri să ierte Domnul, să-i pocăiască și să-i ducă în rai. Că cel mai păgubit de dușmânia asta e Dumnezeu. Dumnezeu are cei mai mulți vrăjmași din lume. Noi ne plângem de un dușman ori doi. Știți cine are cei mai mulți dușmani în lumea asta? Dumnezeu! Dumnezeu are cei mai mulți dușmani din lume! Și știți ce zice Biblia? Că nu întârzie în împlinirea făgăduinței lui, ci are îndelungă răbdare pentru noi și așteaptă ca nimeni să nu piară, ci tot să vină la pocăință. Dușmanii lui! Nu pentru dușmanii lui a venit în lume,
Nu pentru vrăjmașii lui s-a întins pe cruce și a murit? Asta e inima lui Dumnezeu. Dar într-o zi trebuie făcută o deosebire. Și deosebirea aceea nu o voi face eu. Și vreți să vă spun ceva? Nu va face nici măcar Dumnezeu. La judecata finală o va face. Dar acum noi suntem aceia care facem deosebirea. Noi ne așezăm fiecare în raftul nostru. Unii vor rămâne eroi și fermi în credința lor și unii se vor lepăda și îl vor vinde pe Domnul Iisus Hristos, că zice Biblia că va veni lepădarea de credință și vânzarea de frați. Și când l-ai vândut pe fratele tău, l-ai vândut pe Domnul Iisus Hristos. O faptă reprobabilă și iremediabilă. Se va face o deosebire. Zice, în ziua aceea se va vedea cine îmi slujește și cine nu. Astăzi arătăm cam la fel. E cântare, mai deschidem gura, mai cântăm. E rugăciune, mai închidem ochii, mai împreună mâinile, ne mai rugăm. E biserică, mai venim, mai nu venim. Asta nu face nicio deosebire, fraților. Nu vă uitați la aspectele care fac deosebiri dramatice între oamenii cărora nu le pasă de Dumnezeu, nu le pasă de Scriptură, nu le pasă de biserică, nu le pasă de Dumnezeu și de nimic. Nu! Deosebirea pătrunde în inima bisericii, în inima poporului lui Dumnezeu. Știți cât de adânc pătrunde deosebirea? Că din doi care sunt împreună, în pat, unul va fi luat și altul va fi lăsat. Din doi care se închină pe același rând de scaune, unul va fi luat și altul va fi lăsat. Această prigoană finală este o încercare care dovedește credința noastră, este o deosebire care ne separă în adevăratul popor al Domnului. Și în creștinismul apostat și lepădat al multora. Și în al treilea rând și în încheiere, este o mare purificare. Am vorbit și data trecută puțin despre lucrul ăsta, dar vreau să elaborez doar două gânduri. În perioada aceasta de mânia lui Dumnezeu și înainte în perioada de mânia neamurilor, mai întâi este purificată biserica, apoi este purificat Israelul și apoi este purificată lumea și universul, pământul. Ca Dumnezeu să domnească 1000 de ani în lume, nu poate pe un pământ blestemat. Încep cu pământul. Pământul trebuie restaurat. Pământul este bolnav. Pământul este îmbibat cu sânge, este un burete plin cu sânge. Pământul este poluat și cel mai teribil poluant nu este dioxidul de carbon, este păcatul. Pământul trebuie purificat și cuvântul lui Dumnezeu spune că îl va purifica până acolo, că și deșertul va deveni un loc fertil și binecuvântat. Chiar și lumea va fi purificată. Satana e legat, dar oamenii vor rămâne în mic număr și de acolo se va înmulți din nou populația pământului. Israelul va rămâne doar o rămășiță, pentru că va fi un popor mântuit în întregime. Când îl vor recunoaște pe Domnul Iisus Hristos, spune Biblia că în întregime îl vor recunoaște ca Domn și ca Mântuitor. Asta înseamnă o rămășiță. Și biserica
să mă iertați, frați și surori, însă despre biserică cuvântul lui Dumnezeu spune că va fi prezentată înaintea Tatălui fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta. Și Biblia spune că nimic întinat și spurcat nu va intra în cetatea lui Dumnezeu. Vedeți, sunt multe lucruri în viața noastră de care suntem conștienți. Noi înșine ne supărăm pe noi de multe ori. Spunem, Doamne, nu-mi place de mine. Fratele păstor Adi vorbea dimineață de oglinda aia. Ți s-a întâmplat vreodată să te uiți în oglindă și să nu-ți placă ce vezi? Tot el a predicat acum câteva duminici, când te uiți în oglindă să-i mulțumești lui Dumnezeu de felul cum arăți. Ar trebui să ne strâmbăm mai des când ne uităm în oglinda cuvântului, fraților, nu în oglinda aia de oglindă. Ce urât ne uităm de multe ori în oglinda aia de pe perete. Spunem, asta nu-mi place, aia nu-mi place, am un rid aici, am aici altceva, nu, nemulțumiți de noi. Ce-ar fi să ne strâmbăm un pic mai des atunci când ne uităm în oglinda cuvântului și vedem atâtea impurități și atâtea lucruri care nu vor intra în împărăția lui Dumnezeu? Știți ce va face prigoana? Va pune pe fugă o sumedenie de duhuri care ne chinuie. O sumedenie de preocupări și hobby-uri și plăceri din lumea asta care ne obsedează și ne mănâncă și ne toacă în crăpăturile stâncilor. S-a terminat cu toate. În vreme de prigoană s-a terminat cu toate. Credința va înflori în forma ei cea mai pură și mai desăvârșită. Și să nu vă pară rău. Pentru că acesta este drumul către și permisiunea de a intra în împărăția fericită și glorioasă a Domnului. Ne ridicăm în picioare. Dragii mei, Dumnezeu și acum ne încearcă. Ne încearcă des și nu ne place. Haideți să lăsăm aceste încercări să purifice sufletele noastre, inimile noastre, mintea noastră, viața noastră. Că dacă acum vom accepta acest mod prin care Dumnezeu ne desăvârșește, pe Hristos l-a desăvârșit prin suferință, nu că avea păcat, ci ca jertfă, și noi suntem chemați să fim jertfe vii pe altarul lui Dumnezeu. Haideți să ne schimbăm optica și înainte să vină tulburarea, înainte să vină criza, ce-ar fi să-L onorăm noi pe Dumnezeu într-un fel deosebit în seara aceasta? Identifică un lucru din viața ta de care nu ești mulțumit. Nu că n-ai mai mulți bani, nu că nu ești mai sănătos, nu că nu ești mai frumos, ci că nu ești și că nu sunt mai pocăit. Și lucrul acela, pune-l înaintea lui Dumnezeu în rugăciune și cere-i putere să te pregătească, să te desăvârșească. Pentru că urmează raiul, urmează eternitatea cu Dumnezeu. Nu se poate compara cu nimic din lumea asta.